Ciprian, te întreb și pe tine despre șansele lui Dinamo de a se salva de la retrogradare. Cum le vezi în acest moment? Dacă ar fi să estimezi în procente, de exemplu. Nu, situațiile... Am fost pus în situația asta să mă lupt la retrogradare la Getafe și ne-am salvat în ultima etapă cu Raio. Am reușit să marchez două goluri, însă a fost un meci teribil. Când joci la retrogradare, micile detalii fac diferența. Orice detaliu contează, orice... E și o presiune da, foarte mare. E groaznic. Nu spun că e mai ușor să joci pentru titlu decât pentru... Da, nu, e groaznic. Când te lupți la retrogradare și când ești la o echipă atât de importantă, cum este Dinamo, care se acordă atâta atenție, este îngrozitor de greu. Mă aștept totuși să reușească. Cumva, așa cum spunea și domnul Lucescu, Dinamo e cam pedepsită și pe nedrept cumva. Punct de vedere al suporterilor și aici s-a sunt prea dură sancțiunea și aici sunt total împotriva acestei prostii pe care o există în lumea fotbalului de a interzice publicul pe stadion drept pedeapsă a unor huligani sau a unora care greșesc. Până nu vom înțelege că cine greșește trebuie să plătească și vom mai face astfel de tâmpenii, de decizii, vor mai exista în continuare evenimente neplăcute. Deci Dinamo e pedepsită și pedepsită pe nedrept și per total cele care sunt pedepsite de această manieră consider că este fotbalul e pentru suporteri, pentru public. Nu poți pentru câțiva oameni să interziști. Totul ce s-a întâmplat a fost grav. S-au luat la bătaie nu, pe teren. Nu neg acest aspect și sunt sigur de parte că regulile trebuie respectate. Însă, cel care a greșit sau cei care au greșit trebuie să plătească, nu toți oamenii.